Eu pe acolo am crescut, m-am născut, pe acolo am crescut. Și școala am făcut acolo în sat. 26 eram în clasa 1, 1926 eram în clasa 1. N-am avut decât locul 1. Și am ajuns la școala de aviație la Mediaș. De acolo, în 41, șeful României, care era atunci Antonescu, general Antonescu, trece scurtul. Și am plecat pe Franța. A ținut în două etape campionatul României. Feleacul, cursa internațională de coastă și circuitul de viteză în București, în campionatul european. Ce să vă spun? Cam câtă lume era? Dacă ar fi auzit astea, Brazilia cu România, meci la stadion, cam atâta era. Așa lume venea la automobile atunci. Le plăcea automobilismul să-l vadă, să-l guste, să nu știu ce. Foarte multă lume. Vine cineva, știam că e de la ambasada cehă. Zice, uite, am niște piese. Aveau tot aranjamentul ăsta pentru BMW 328. Zice, și le-aș vinde. Zic, cât vrei pe ele? Atât. Ia bani, lasă-le jos, plec. La servisul ăla de la Păjianu, domnul Nadler era, și zic, nu-mi dai mie rabla asta de aici? Și rabla, mă, marini, că, bă, păi cu asta am câștigat curse, mă. Păi câștigă și acum, dacă poți. Păi dacă n-are motor, păi aia. Și el zice, bine, dacă vrei să alerg la curse, eu, câți bani să-ți dau pe el? Zice, nimic, ce să-mi dai pe el? Vine-o cu căruță și iau de aici. Nu mi-a luat un ban. Știți ce înseamnă asta? Nu mi-a luat un ban. Și atunci am dus mașina la acasă în Herăstrău și acolo am pus mâna și am început să o fac. În primăvara lui 48 am ieșit cu BMW-ul ăla. Prima cursă în București. Am mers cum am mers, m-a bătut aia cu un tur, nu era nimic, tot cu BMW-uri și aia și cu Maseratile și cu mașinile mari, cum nu știu, m-a bătut cu un tur. Desfac motor din nou și-l fac cam cum era în mintea mea. Aici vine diferențialul cu roțile de spate. Eu am făcut așa aici. Am tăiat astea două și le-am băgat sub axă. Și atunci mașina a căzut în jos. Ceea ce? I-a păcălit pe ei, pe toți cu mașinile, că erau înaltele lor, erau nu prea stabile. Dar eu când am lăsat-o pe asta jos, era ca o cutie, se ducea, cum îți explic ție, două ca bobul. Și mergea ca bobul, uite așa. Ce cursă vă aduceți aminte cel mai bine, în care v-a plăcut cel mai mult? Sinaia. În luna iulie se ținea cursa de la Sinaia. Vineri a fost antrenamentul. Am mers, nu prea am mers. Sâmbătă seara, domnilor, m-am trezit ca ploaia, cu o ciurdă de muncitori de la Vulcan. Vine duminică de dimineață. Nu mai vă spun cum era sufletul meu. 500 de muncitori aproape veniți cu trenul, cu camioane, cu nu știu ce. Mereu frică că o să mă lase, că n-o să țină până sus, deși era numai vreo 7 kilometri. Îmi vine rândul. Sfoara la start, jum și plec. Am plecat, știam pe unele locuri, aici trebuie să fiu cu a doua, aici trebuie să fiu cu a treia, aici trebuie să fiu cu a întâia. Nu, nu mai am mers a întâia, am mers a doua. Și în fine, la sosierea tot o sfoară, s-a rupt sfoara, să cobor apă dincolo, așa și ajung la gara. Nu știu cum am mers, nu știu tot drumul cum l-am făcut, dar când am ajuns jos, muncitorii, a venit muncitorul și mi-a spus, ai bătut recordul, ai 3 secunde peste Petre Cristea, ai 7 secunde peste Neajan, pe Dudu Frim. Asta a fost cursa, cum să zice, a vieții mele.